Mă numesc Antonio, am 11 ani și sunt din Clinceni. Bună, sunt Daria, am 8 ani și sunt din București. Eu cânt la chitară, la pian, la cum am început în Dinu Lipati, liceu de arte, trompeta. Am vrut să văd și eu cum este instrumentul acela, mi s-a părut interesant. Bine, are o chitară din 1980. A început să se deșire până la capete, dar aia îi place. Mai are încă una care a primit-o cadou din Ardeal de la cineva. Și a zis că se dezacordează foarte repede și nu poate să cânte pe aia. Zic, bine, cântă-o pe aia veche atunci. Mi-am luat tabletă din banii mei care i-am câștigat la concursuri. Am fost foarte fericită, dar am fost și mai fericită când i-am luat cățel. Cred că am avut o fermă, nu știu, am avut până și găină care am ținut-o pe balcon, am avut papagali, am avut pisică, am avut iepurași, am avut, cred că, toate animalele posibile și imposibile. Deci nu vă imaginați ce e în casă când se joacă cu cățelul ei, e nemaipomenită. Mi-e place foarte mult să cânt singur, dar acum când am găsit o parteneră, mi-a plăcut foarte mult să cânt cu Daria.